și domnilor, sunt Bianca Lăzboșan și vă invit să urmăriți știrile zilei de la Făgăraș. Numărul cazurilor de TBC din zona noastră a scăzut la jumătate față de aceeași perioadă anului trecut. Cu toate acestea, medicii specialiști spun că nu este un motiv de optimism. Și asta întrucât multe persoane bolnave nu se prezintă la cabinete pentru a fi luate în evidență și tratate. În plus, și medicii de familie se gândesc mai rar la tuberculoză, chiar și atunci când simptomatologia este evidentă pentru acest diagnostic. TBC-ul este o boală infecțioasă, contagioasă, dar care se tratează. Totodată, internarea persoanelor cu tuberculoză este gratuită. În primele 8 luni ale acestui an, la dispensarul TBC din Făgăraș au fost diagnosticate 28 de cazuri de tuberculoză, printre acestea și copii. Boala se amplifică, spun specialiștii, în special toamna, și majoritatea făgărășenilor care au contactat-o nu au mers la medicii de familie pentru diagnostic și tratament. Comparativ cu anul 2013, sunt aproape la jumătate ca număr de cazuri depistate. În 2013 au fost 48 de cazuri noi. Acest lucru nu ne dă o stare de optimism, pentru că nu înseamnă neapărat că endemia tuberculoasă a scăzut în teritoriu. Am avut și copii, am avut 4 copii. Din cei 28 de cazuri de anul acesta, 4 au fost copii, 3 din Focare, depistați în cadrul anchetei epidemiologice, și unul singur depistat la simptomatologie. Noi facem, la fiecare bolnav nou depistat, facem o anchetă la domiciliu, la cunoștințe, la rude, la locul de muncă, contactii de la locul de muncă, și în funcție de ce găsim în cadrul anchetei, dacă găsim persoane îmbolnăvite, le internăm, le izolăm și le tratăm. La copii și tineri până în 24 de ani, contacti cu bolnav cu BK pozitiv, deci cu bolnav contagios, care nu sunt îmbolnăviți și sunt doar infectați, le facem un tratament profilactic de 6 luni cu izoniazidă. Medicii de la dispensarul TBC din Făgăraș se confruntă cu acea situație dramatică. Au pacienți bolnavi de tuberculoză care nu se prezintă la tratament. Care sunt motivele? Persoanele suferinde provin în general din medii sărace și se tem să apeleze la ajutor de specialitate din cauza că nu au bani. Pneumologii atrag atenția medicilor de familie să acorde pacienților suspecți de tuberculoză trimitere la examenele de specialitate. Medicii de familie se gândesc mai rar la tuberculoză, chiar atunci când simptomatologia este evident sugestivă pentru acest diagnostic, și atunci și în plus bolnavii se confruntă cu o anumită reținere de a se prezenta la medicul specialist, pentru că nu sunt asigurați, pentru că se gândesc ei că și dacă sunt depistați cu tuberculoză, nu au dreptul la internare în spital. Tuberculoza este o boală infecțioasă cauzată de bacilul Koch. Se transmite cu ușurință pe calea aerului, dar în același timp este tratabilă. Mai mult, consultul, internarea și medicația sunt gratuite. Bolnavii care vin cu trimitere de la medicul de familie cu suspiciunea de tuberculoză sunt consultați gratuit. Și internarea, când se confirmă cazul de tuberculoză sau chiar dacă noi îl trimitem numai cu suspiciune la Spitalul Stejeriș, internarea este gratuită. Totul este gratuit în tuberculoză. Tratament, internare, tot. Numai bolnavii să își facă tratamentul corect și să se vindece. Dacă bolnavul respectă tratamentul medicamentos impus de medic, nu doar că ține boala sub control, dar cel mai important, nu o transmite mai departe. Chiar bolnavii pot să-și dea seama și să se gândească că ar putea avea tuberculoză atunci când prezintă o tuse persistentă și rebelă la tratament cu antibiotice și simptomatice. Dacă tusea persistă mai mult de 2-3 săptămâni și este o tuse productivă, dacă se asociază cu scăderea poftei de mâncare, cu scădere ponderală rapidă și marcată, cu transpirații abundente, paloare, astenie și greutate în respirație, dispneie, sau
când apare o hemoptizie, deci o tuse prin care se elimină sânge roșu curat, totdeauna trebuie să se gândească în primul rând la o tuberculoză. Din păcate, nu există o legislație care să oblige pe bolnavii de tuberculoză, fiind și contagioși, să rămână sub tratament. Mulți dintre ei vin la spital doar când se simt foarte rău, apoi nu mai sunt de găsit. Netratându-se, aceștia la rândul lor pot îmbolnăvi foarte ușor persoane cu organismul mai slăbit. Medicii spun că de două ori pe an, primăvara și toamna, crește numărul bolnavilor de TBC. Drum periculos din cauza șoselei evoluite pe ruta 5 cu Agnita. Pentru șoferi este o adevărată capcană. Doar cei care cunosc zona spun că știu să evite denivelările de pe carosabil, însă nici ei nu sunt scutiți de tema accidentelor. Atât conducătorii auto, cât și pasagerii care le stau alături au emoții când circulă în zona 5. Mai mult, șoferii nu sunt avertizați. Pe marginea șoselei nu există indicatoare care să semnaleze un drum cu denivelări sau alte pericole. Drumurile județene din zona Făgărașului sunt pline de gropi și de nivelări. Unul dintre acestea intens circulat scoate la iveală alte capcane pentru șoferi. Vorbim de ruta 5 cu Agnita. Astfel, conducătorii auto care circulă pentru prima oară pe șoseaua dintre Cincșor și Cincu și nu cunosc drumul, pot avea surprize neplăcute din cauza denivelărilor. Păi chiar ce părere? O părere proastă? Părere bună nu avem despre drumurile noastre. Cum circulați? Greu. Acum un an a intrat un microbuz printre pomii aia de mai încolo. Trebuie să cunoști drumul. Dacă vii și noaptea și te orbește vreo mașină, e riscant aici cu denivelările astea. Edilii din Cincu spun că drumul este intens circulat, mai ales că leagă județul Brașov peste dealuri de județele Sibiu și Mureș. Autoritățile susțin că în zona apropiată de șosea, pe o suprafață destul de mare, se întinde o mlaștină, iar terenul s-a lăsat din cauza umezelii. Sătenii din zonă vorbesc însă despre faptul că există zăcăminte de sare, ce erodează terenurile, și din acest motiv ar apărea denivelările din șosea. Zilnic circulă, groaznic. Groaznic. Ce părere aveți de cei care nu cunosc acest drum? E destul de periculos. Nu e nici semnalizat cum trebuie și dacă vine cu viteză are șanse să sară pe arătură orice mașină. Și dacă tot filmați aici, mergeți și spre Rotbau să vedeți un drum cu adevărat groaznic. Din cauza drumului, care din loc în loc este presărat cu valuri, s-au petrecut multe accidente aici. Numai șoferii care cunosc porțiunile periculoase știu cum să le evite. De multe ori și aceștia spun că se tem să circule prin zonă, în special iarna sau la lăsarea întunericului. Mai mult se întreabă de ce în zonă nu sunt montate indicatoare de avertizare, gen drumuri cu denivelări sau alte pericole. O femeie și 12 bărbați, printre care și un cetățean italian, riscă pedepse de până la 3 ani de închisoare. Ei au fost prinși de polițiști că dețin arme în condiții ilegale. Polițiștii serviciului arme, explozivi și substanțe periculoase i-au depistat în timpul unei acțiuni desfășurate în tot județul pentru identificarea și prinderea persoanelor care nu respectă prevederile legale cu privire la deținerea de arme și muniție. Suspecții au fost verificați de polițiștii serviciului arme, explozivi, substanțe periculoase la domiciliile lor din Făgăraș, Brașov, Săcele și Sâmpetru. Asta după ce s-a dovedit că nu și-au reînnoit permisul de port armă, așa cum prevede legea. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Brașov, comisarul șef Liviu Nag, a declarat că au fost identificate 11 persoane de sex masculin și una de sex feminin, cu vârste cuprinse între 30 și 74 de ani. În total au fost descoperiți la domiciliile acestora 8 pistoale de autoapărare cu bile din cauciuc, 3 arme de tir, 3 de vânătoare și 160 de cartușe. Potrivit polițiștilor, oamenii deținuseră legal armele cândva, dar la expirarea permisului au uitat să-l înnoiască ori să predea bunurile unui armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea termenului de valabilitate al actului, așa cum prevede codul penal. În unele cazuri, permisul nu mai era valabil de anul trecut. Armele și muniția au fost ridicate de polițiști și s-au întocmit dosare penale în toate cele 13 cazuri pentru infracțiunea de nerespectare a regimului armelor și munițiilor. Liceenii de la Youth Bank Făgăraș s-au înscris la rândul lor în competiția menită să atragă fonduri pentru proiecte comunitare. Tinerii își doresc să adune cât mai mulți bani pentru ca ideile lor să poată fi aplicate. Startul Bikeathon-ului se dă mâine 20 septembrie la cetate.
Se apropie ziua când la Făgăraș se organizează competiția menită să atragă cât mai multe fonduri pentru proiectele comunitare. Se numește Bikeathon și se desfășoară sâmbătă, 20 septembrie, la Făgăraș. Punctul de start al concursului de biciclete este cetatea Făgărașului. În competiție s-au înscris și liceeni de la Youth Bank. Anul acesta concurăm la Bikeathon cu proiectul nostru Youth Bank, deoarece începe noul an școlar, se recrutează noi membri pentru echipa Youth Bank și noi deja am început să strângem fonduri. Trebuie și la fel și anul acesta, la fel ca anul trecut, să strângem 1.500 de euro, acesta este targetul, ca suma noastră să fie dublată de sponsorul nostru. Până acum la Bikeathon am strâns o sumă destul de mare, pot să spun, de bani, suntem destul de mulțumiți de noi. Încurajăm în continuare sponsorii să vină să ne susțină, să susțină în continuare inițiativa tinerilor liceni. Membrii care s-au implicat în acest program încă de anul trecut susțin că au dobândit noi experiențe în voluntariatul de strângere de fonduri, atât de necesare pentru mediul de învățământ, sănătate, cultură și sport sau arte. Chiar dacă sunt liceeni, au reușit prin programul Youth Bank să ajute acolo unde a fost nevoie, grație colegilor care au donat sume de bani în scop caritabil. Acești bani vor intra în fondul nostru de 1.500 de euro, care va urma să fie dublat, după care din acest fond de 3.000 de euro sau dacă va fi mai mare la sfârșit, vom finanța proiectele propuse de liceeni. Aceste proiecte vor avea tematică sau vor fi pentru comunitate, pentru liceeni și pentru schimbarea orașului. Încurajăm oamenii să doneze pentru Youth Bank, deoarece este foarte important să susțină și ei inițiativa tinerilor liceni și noi vrem să le arătăm că putem, că avem idei bune. Veniți sâmbătă 20 septembrie de la ora 9 la cetate și înscrieți-vă în această competiție ce are un dublu scop, mișcare în aer liber și ajutor financiar pentru semenii noștri. Aveți posibilitatea de a dona pentru programul Youth Bank. Ediția de astăzi a știrilor cu cele mai importante informații locale se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc adresa de internet la care ne puteți găsi, impactfăgăraș.ro. Doamnelor și domnilor, vă doresc să aveți parte de un sfârșit de săptămână cât mai bun. Rămâneți pe Nova TV!